Aproape jumătate dintre copii sunt victime ale hărțuirii online, care are consecințe grave asupra lor. Acest fenomen poate cauza sentimente de însingurare, teamă, tristețe, având un impact emoțional important asupra tuturor copiilor implicați, fie ei victime sau agresori. Cyberbullying-ul este o acțiune intenționată de folosire de informații de către o persoană sau chiar un grup pentru a hărțui, amenința, intimida unul sau mai mulți indivizi în mediul online sau folosind mijloace tehnologice. Sunt foarte multe persoane care cad în capcana acestor, să zic așa, racolatori. Se poate ajunge până, vorbim aici și de pornografie infantilă, persoanele minore sunt foarte ușor de sedus, sunt vulnerabile, iar în spatele monitorului se află o persoană rău intenționată și după aceea începe șantajul. După ce a trimis fotografiile, începe șantajul. Putem să-l catalogăm ca o amenințare serioasă, nu doar asupra sănătății fizice a oamenilor, ci și a stării de bine emoțional. Deci se pot răsfrânge probleme de natură emoțională, până la depresie și chiar tentative de suicid. Este important ca noi ca și adulți să ne informăm corect pentru a putea îndrepta copilul către un comportament adecvat care nu favorizează dezvoltarea fenomenului în niciuna dintre situații, fie că vorbim de copil în postura de spectator, agresor sau victimă. Aici fac apel la părinți cumva să fie atenți la orice modificare de natură emoțională și comportamentală a copilului, să încerce să discute cu el și în oricare dintre ipostaze, dacă acesta este spectator, agresor sau victimă, să ia măsurile ce se impun, respectiv să anunțe instituțiile abilitate pentru a interveni și a putea stopa aceste fenomene. Senatorul PNL Nicoleta Pauliuc a inițiat o lege pentru a proteja minorii și speră ca prin aceasta copiii să fie în siguranță și să nu mai cadă în plasa înșelătoriilor online. Am împărtășit din experiența organizației Femeilor Liberare, care au strâns în România aproape 300.000 de semnături pentru legea pe care am inițiat-o pentru protejarea copiilor în mediul online. M-am bucurat extrem de mult să văd că și administrația din Republica Moldova face eforturi în acest sens și cred că, prin unirea forțelor și un schimb de experiență, putem face mari progrese pentru a ne apăra copiii. Cred că la nivelul societăților democratice liberale cu toții ne dorim același lucru, copiii noștri să crească sănătoși fizic și emoțional, iar mediul online să fie cât mai lipsit de pericole și tentații, a transmis Nicoleta Pauliuc. Legea inițiată de senatoarea PNL va oferi părinților mai mult control pentru activitatea copiilor în mediul online. Nicoleta Pauliuc a participat la Forumul Internațional Siguranța Copiilor Online, organizat la Chișinău, acolo unde s-au dezbătut subiecte legate de securitatea copiilor în mediul online.